Și o să discutăm despre, cum vă spuneam, despre un studiu. Doar 50% dintre români au declarat conform acestui studiu că sunt mulțumiți de echilibrul dintre viața lor personală și cea profesională, comparativ cu 58% în anul 2021. Un lucru important despre care o să și discutăm astăzi este factorul de stres din viața noastră a românilor, primul fiind creșterea prețurilor. Psihologul Matei Stănculescu ne spune cum să diminuăm sursele de stres din viața noastră și ce avem de făcut astfel încât să ne fie mai bine, dacă pot să spun așa. Bună dimineața, îți mulțumesc pentru prezență. Bună dimineața, Andreea, mulțumesc pentru invitație. Așadar, cum scăpăm de acest stres cauzat de creșterea prețurilor, de trafic, de faptul că poate nu suntem mulțumiți uneori de locul nostru de muncă, ce avem de făcut? Aș fi probabil cel mai bogat psihoterapeut din lume dacă aș avea rețeta aia care să funcționeze pentru toată lumea. Din păcate, evident că ea nu există. Ce pot să spun este însă că acest echilibru despre care tot vorbim noi între viața personală și viața profesională este foarte greu de atins pentru că el nu există. Nu cred într-un echilibru între viața personală și cea profesională, cred mai degrabă într-o armonie între cele două. Cele două se întrepătrund și ar trebui să le privim în felul ăsta, tocmai ca să putem să gestionăm corect situația. Este imposibil ca tu acasă să fii un om și la serviciu să fii alt om. Și când ai intrat pe ușă să lași problemele de la serviciu acasă, este absolut imposibil, pentru că vii încărcat cu ele. Da, dar este posibil să ai o viață profesională de succes și o viață personală mai puțin de succes. Este și asta posibil, evident. Dar asta, evident că partea aia în care nu ai succes o să o influențeze și pe aia în care ai succes și invers, da? Una o să o influențeze pe cealaltă, întotdeauna. Eu cred că ar trebui să fie niște reguli de bun simț aici care să ne ajute să ne creăm aceste reguli, pentru că dacă nu le respectăm, dacă petrecem, nu știu, până la ora 11 și jumătate seara pe laptop în pat, timpul nostru, sau dacă din potrivă, rupem ușa de la serviciu imediat ce a sunat clopoțelul și nu ne interesează ce se întâmplă și așa mai departe, clar vom produce un dezechilibru în cealaltă parte. Da? Întotdeauna vom produce un dezechilibru dacă nu tratăm lucrurile cu moderație. Eu aș fi aici adeptul unor reguli de bun simț. De exemplu, dacă ai probleme la serviciu, discută-le acasă. Vorbește cu soția ta, spune-i ce ai pe suflet, pentru că dacă ajungi acasă și ești pur și simplu îmbufnat, ești pur și simplu prost dispus, transmiți mai departe, emoțional, toate stările astea și către soția ta și către copiii tăi, dacă ai copii. Și nu rezolve absolut deloc problema, pentru că dacă ajungi acasă și vorbești, uite ce am pățit azi la serviciu, uite ce mă frământă, discuți cu soția ta, cu copiii tăi, ca și cum ar fi prietenii tăi, sfătuitorii tăi, automat începi să reglezi un pic lucrurile, la fel și la serviciu. Ai un team leader, ai un șef cu care poți să vorbești, ai un coleg cu care poți să vorbești despre, nu știu, problemele pe care le poți avea și acasă sau cu banii, că tot vorbim despre bani, care evident sunt un factor de stres. Deci de fiecare dată să comunicăm ce probleme avem. Da. Trecem și, apropo de bani, la stresul cu privire la creșterea prețurilor. Cum gestionăm acest stres? Pentru că trăim în această societate în fiecare zi și mergem la magazin și vedem că banii sunt din ce în ce mai puțin din salariu. Este ceva ce putem controla în toată povestea asta? Depinde de noi creșterea prețurilor în vreun fel sau altul? Nu. Evident că nu. Și atunci, din moment ce nu depinde de noi, ce rezultate vom obține dacă ne stresăm cu asta? Evident, niciunul. Ce putem însă să facem? Unu, ori să câștigăm mai mulți bani, hai să vedem încercăm. Cum. Să încercăm măcar, exact, hai să vedem cum. Îți mai iei un job, îți iei ceva part-time, îți iei, nu știu, poate chiar ceva de freelancer, copywriter, habar n-am, poți să faci ceva care să-ți aducă un extra venit, dacă vrei să faci asta, atenție însă cu echilibru după aia, că s-ar putea să devină dezechilibru sau armonie, cum zic eu, pe de o parte. Pe de altă parte, în cazul în care nu depinde de noi și nu putem nici să ne luăm un alt job, să zicem, din multe alte motive, ok, trebuie să acceptăm și să ne reglăm viața și în funcție de asta. Pot să-mi cumpăr astăzi pâinea pe care o luam ieri cu 8 lei, astăzi s-a făcut 12. O să iau altă pâine care e 8. Că o să găsesc soluții, o să găsesc variante și în zona asta. Acceptarea este foarte importantă aici și reglarea corectă a așteptărilor. Dacă așteptările noastre sunt ca odată cu creșterea prețurilor să putem să cumpărăm mai mult și mai scump, evident că o să fim stresați. E o chestiune de reglare a așteptărilor. Apropo de bani, foarte mulți români sunt nefericiți sau și-ar dori să meargă mai mult în vacanțe, aproximativ 40% dintre ei. Unii numer din cauza timpului, alții din cauza banilor. Din nou,
E foarte bine să mergem în vacanțe, da? Sunt adeptul vacanțelor, sunt adeptul pauzelor. Dar le-aș recomanda tuturor, în loc să plece în două vacanțe pe an, care să fie, nu știu, pe alt continent și să stea acolo câte o săptămână sau două, le-aș recomanda din tot sufletul meu mai degrabă să-și ia vacanțe scurte zilnic, dacă se poate. Vacanța aia scurtă pentru pasiunea ta, pentru hobby-ul tău. Pentru că dacă ții un om nemâncat o săptămână și la sfârșitul săptămânii îi pui o jumătate de porc în față să mănânce, vei rezolva problemele lui legate de foame, de digestie? Nu o să rezolvi problemele astea. E bine să avem și vacanțele alea mari, dar este bine să privim vacanțele ca pe niște micropastile pe care le putem lua zilnic, cu, nu știu, bucurii pe care le avem, să ascultăm muzică, să ne jucăm ceva, să ieșim cu prietenii, să povestim cu prietenii despre ceva, chiar și la telefon dacă nu avem timp să ne vedem cu ei. Deci e mai bine să plecăm sau să ne relaxăm în weekend câte puțin, decât să strângem bani așa pentru o vacanță de o săptămână. Și în weekend, dar și în fiecare zi dacă se poate. În fiecare zi, dacă pasiunea mea este să ascult muzică, îmi iau alea 20 de minute, 15 minute pe zi, în care poate sunt în metrou sau la volan sau în altă parte și mă bucur de muzica mea. Sfatul meu este să ne luăm bucuriile alea și să ne folosim de ele zilnic. Niciun caz nu muncim așa, fără niciun fel de pauze, 6 luni și după aia plecăm în vacanță o săptămână. Și ne gândim că aici ne găsim echilibru. Și ne întrebăm atunci, dar de ce am răcit în vacanță? Dar de ce tocmai în vacanță am pățit nu știu ce? Pentru că atunci a cedat organismul tău, că s-a relaxat, tu nu l-ai obișnuit cu relaxările până în vacanță. Și el atunci când a cunoscut relaxarea, a clacat, evident. Hai să vorbim ceva, și despre ceva pozitiv, și anume despre faptul că românii sunt din ce în ce mai mulțumiți de faptul că petrec mai mult timp cu familia. Asta e un lucru bun, pentru că nu se întâmpla poate până acum, poate până înainte de pandemie. Deci e bine să ne vărsăm așa toate problemele acasă, cum spuneai și tu, și să petrecem mai mult timp cu familia și din punctul ăsta de vedere. Vărsatul problemelor acasă sună deja negativ. E bine să discutăm despre problemele noastre acasă, da? Să ne sfătuim, să găsim în persoana care ne așteaptă acasă un partener în adevăratul sens al cuvântului, tocmai pentru a detensiona acolo niște factori de stres. Și mă bucur că românii petrec mai mult timp în familie. Ce mă gândesc eu este că, și nu știu dacă prietenii de la Cipra care au făcut toate studiile astea, nu știu dacă au putut să măsoare și lucrul ăsta, dar din experiența mea din cabinet cu clienții mei pot să vă spun că timpul îndelungat petrecut acasă nu înseamnă neapărat și timp de calitate petrecut acasă. Pentru că dacă eu stau acasă cu laptopul în brațe și copilul zice hai tata, hai tata, hai tata și o imediat și mama este pe tabletă, pe canapea în altă parte, asta nu înseamnă că e timpul ăla petrecut acasă pe care îl dorim. Hai să privim partea bună și să ne gândim că românii în sfârșit au găsit acest echilibru acasă. Îți mulțumim foarte mult pentru aceste recomandări. O să găsiți și pe site-ul nostru cifrele despre care am discutat. Stresul este o reacție naturală, fizică și mentală la diversele experiențe ale vieții. Cu toții experimentăm stres de-a lungul vieții, acesta în anumite limite poate duce la performanțe ridicate și ne poate ajuta să lucrăm sub presiune. Pe termen lung, însă, efectele stresului sunt deosebit de nocive. Printre efectele negative ale stresului se numără iritabilitatea, anxietatea, depresia, durerile de cap, insomniile, durerile de stomac, senzația de rău, iar lista poate continua. Așa că aveți grijă de dumneavoastră și până data viitoare, sănătate multă!